Vremea rece a afectat și vița de vie. Încep să apară primele semne de mană, așa că este foarte important ca acum să aplicăm un tratament cu zeamă bordeleză. Atacul de mană se manifestă pe toate organele aeriene ale viței de vie, pe frunze, lăstar, tineri, cârcei, flori, ciorchini și boabe. Petele de mană apar pe frunze cu un aspect variat, în funcție de momentul când se produce infecția. În primăvară, petele sunt de culoare galben, au un contur difuz și ating dimensiuni ce variază de la câțiva milimetri la câțiva centimetri. Cu timpul, centrul acestor pete se brunifică, iar frunzele iau un aspect uscat. Apare stadiul de arsură pe frunză. Pe partea inferioară a frunzei, în dreptul petelor, se constată prezența unui puf albicios alcătuit din micelii și sporii ciupercii. Așa cum apare în imaginile pe care le-am filmat în grădină, este nevoie urgentă de stropire. Eu am făcut stropire cu zeamă bordeleză pentru a preveni și pentru a împiedica dezvoltarea manei la vița de vie. Este un tratament ușor pe care îl puteți face atât cu zeamă de bordeleză sau și cu alte substanțe pe care vi le atașez imediat în imagine. Netratate, frunzele, odată cu dezvoltarea, vor căpăta un aspect ruginiu, frunzele se vor perfora și vor afecta profund vița de vie, vor afecta sănătatea ei, cât și a strugurilor. Mana netratată rămâne în vița de vie și se transmite pentru anul următor.